Întâlnirea cu abonații din acest an va avea loc sâmbătă, 3 iulie, la ora 14. Pentru mai multe detalii, urmăriți videoclipul până la capăt. Începem nădirea. Voi nădirea astăzi doar porumb. Bună dimineața, bine ați revenit pe canalul Pescuit și Natură. E ora 8, eu am ieșit la o partidă de pescuit pe barajul Rogojești. Aceasta e cam singura opțiune momentan, pentru că râurile din zonă sunt foarte mari, tulburi, iar aici barajul Rogojești se tulbură puțin mai greu. Cursul principal e în malul opus. Aici se mai poate pescui vreo 2-3 zile, dar după aceea cred că ajunge apa tulbure și aici, dacă mai vine siretul foarte mare din Ucraina. Am cu mine 3 bețe, am boloneza mea de 6 metri la care voi pescui la plută după babușcă și mai am 2 bețe aici la greutate cu râmă în cârlig, poate intră un caras ceva, poate un crăpușor, cine știe, vedem. Vizionare plăcută! Liban frumos. Hai, liban. Banca aici. Folosim și minciocul de acum, le trag greu pe taluzul ăsta. Din când în când mai trag de o proaștie de porumb, să le țin aici în zonă.
Era intrat într-o buriană ceva. Mamă, e și una. Da, o babușcă mai frumoasă din larg. Am renunțat la râmă pentru că prindeam doar bibani, ghițeau cârligul și am pus două boabe mai mari pe cârligul acesta și a venit babușca aceasta mai mare. Babuștile mai frumoase sunt în larg. Le prind la porumb, mult în larg. Mult mai mari decât astea care le prind la plută.
cea mai mare până acum. Final de partidă, e ora 1, a ieșit soarele, e destul de cald, vreme caniculară acum. Dimineața am prins cel mai bine pește, cât a bătut acel vânt, peștele a fost activ, dar după ce s-a oprit vântul, a ieșit soarele, a venit așa o perioadă de acalmie, nu mai bătea niciun val, nu prea, rar, mai prindeam câte babușcă, dar dimineața am prins babuști frumoase. Acum vreau să vă prezint puțin și locul acesta de pescuit, pentru că aici vreau să fac întâlnirea cu abonații. De când am început eu canalul acesta, tot mi-au scris diversi oameni că ar vrea să vină la o partidă de pescuit cu mine. Eu tot am promis o întâlnire cu toți abonații și haideți să vă explic unde vom face întâlnirea cu abonații în acest an. Dați, acesta e satul Rogojești. Satul Rogojești. Acesta e barajul Rogojești, să precizez locația mai întâi. Deci satul Rogojești. Acesta e digul, drumul de pe dig. Acolo undeva sunt porțile barajului Rogojești. Și aceasta e mașina mea, aceasta va fi reperul, o Skoda neagră SV02 PSN. Aici pe zidul acesta al barajului sunt trecute diferite numere. Acesta e numărul 62. Astăzi la 62 am pescuit. Aici, pe zona aceasta, voi face întâlnirea cu abonații, voi posta partida aceasta cu două zile înainte de întâlnire și voi spune, eu voi filma separat acasă un videoclip în care voi spune data la care se va desfășura partida. Partida se va desfășura cel mai probabil sâmbătă după amiază. Eu vă recomand să vă luați câteva conserve cu porumb, pentru că la asta am prins aici babușcă și vă aștept la întâlnirea cu abonații de acum. Vă mulțumesc pentru vizionare. La revedere!